Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-a întâmplat în Bolivia, împachetat în blăniță. Băi, oaia are piele sau blană? Are lână clar, dar blană. Ce e? Are piele pe ea. Piele. Deci împachetat într-o piele de oaie. Piele sau blană? Oaia are piele sau blană? Nu, stai, bă, piele, ce aveți? Păi piele și blana are... aia pe ce-i pusă? Pe și... piele. Păi și-a... Băi, nu. Păi ia, pe asta își înseamnă că blană n-are, nu există. Nu? Și e ceva ce crește pe piele. Capra, măi, capra are blană? Deci tu n-ai o haină de blană, ai o haină de piele pe care e niște blană, nu? Păi logic să aibă și piele. Pe ce crește? Îți crește din carne? Hai să întrebăm asta. Voi nu sunteți acasă, e blană. Mie nu mi se pare că oaia are blană. Mițoasă de oaie, poftim, era îmbrăcat. Mie nu mi se pare că oaia are blană. Lupul are blană, râsul are blană. Oaia are lână. Oaia are lână și piele. Da, mă, bine, era într-o lână, na. A, păi vezi, vezi. Că dacă zici era într-o piele de oaie, înseamnă că era o piele de oaie tunsă. Nu era tunsă, avea și păr pe ea. Dar ce are, măi, oaia are helancă, pe ce crește blana aia? Învelit în piele de oaie cu păr de lână de blană, băianjenul s-a târât pe pajiștea din jurul închisorii, prefăcându-se că paște. Da, e foarte l-a reperat berbecul sau ceva. Scuzați, fetelor. Da. S-a dat alarma când n-a fost găsit, era să zic când n-a fost găsită. Când n-a fost găsit în celulă. Exact ca în filme. Au început să-l caute, l-au găsit. Da. Remarcă că totuși a făcut oaie și nu capră. Da, bine. Că a fost o chestie de opțiune aici. Da, tip-til, tip-til. Da, unde găsim noi știrile astea? Unde ele vin, Adi Tudor este foarte bun. Adi găsește aceste știri. Criminalul Păianjenu învelit în oaie, prefăcându-se că paște, s-a îndreptat încet, încet spre gardul de închisorii. Așa? Și... Adi e fier pe mafioți. Da. Deștea bun. Gardienii care numărau oi să doarmă, nu le-a ieșit. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.